Poetul și matematicianul Câmpulungean Ion Barbu a fost astăzi sărbătorit la Biblioteca Municipală. Liceenii de la Dan Barbilian au pregătit o sesiune de comunicări referitoare la viața și publicistica poetului care a dat numele liceului Câmpulungean, dar și al bibliotecii. Spațiul desemnează închide. Grădina îmi sta cerul, iar munții Palmalăc. Se conturează două topuri, țara și cetatea. Sunt anua țara turcită, semnificând o stare impusă, neacceptată. În această poezie și în cea intitulată Isadră, se profilează un univers iluzoriu, învăluit în vrajă, ca desprinsă din lumea visului. Cu cer grădină, iar cetatea albă Isadră, cu ziduri fărfecate, societăi minerate. Liceenii l-au omagiat pe Ion Barbu prin recitarea poeziilor care i-au adus notorietate marelui scriitor câmpulungean. Menestre, trist, mai aburit ca vinul vechi ciocnit la nuntă, de cuscrul mare dăruit cu pungi, panglici, betel cu funtă, mult îndărătnic menestrel, un cântec larg, tot mai încearcă. Zim de la Pona Enigel și Cripto, regele ciuperc. Nuntaș fruntaș, ospățul tău limba mea fripto, dar cântecul tău zice laș cu Enigel și Riga Cripto. Zil menestrel, cu foc l-ai zis acum o vară, azi zimil stins, încetinel, la spartul nunții încă mar. Sub tristele arcade, mult timp am rătăcit. De noi răsfrângeri dornic, dar nicio oglindire în stinsele cristale ce ascunzi nu mi-a vorbit. Am părăsit în urmă grandoarea ta polară și-am mers, și-am mers spre caldul pământ de miază zi. Și sub un pol de arbori stufoși în fapt de seară, cărarea mea, surprinsă de umbră, se opri. Sub acel pâl de arbori sălbatici în amurg, mi-ai apărut sub chipuri necunoscute mie, cum nu erai acolo, în frigurosul burg, tu, muzică a formei în zbor, euritmie. Ion Barbu, pe numele său real Dan Barbilian, a fost unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici, reprezentant al modernismului literar românesc. Totodată s-a remarcat și în domeniul matematicii, fiind recunoscut în special în calitate de geometru.